luăm în calcul duși în doi, nu există soluții. Dar în fiecare zi, Ursula von der Leyen vine și spune că trebuie să-i dăm lunar 1 miliard și ceva Ucrainei. Ai văzut, în afară de unguri, că ei singurii care au protestat, domne, una este să ne ajutăm... Ei au protestat în numele Germaniei, de fapt. A zis tu. Da, sigur. Germanii nu pot face mare tărăboi pentru că, de fapt, pe ei vizează această criză a gazului și a energiei. Pentru că ei importau pe mai nimic din Rusia și vindeau foarte scump în restul lumii toate utilajele și tehnologia. Asta spun, pe lângă identitatea despre care vorbeam, este și această criză a războiului, care afectează, în primul rând, nu știu cât afectează Rusia, că nu știm, Ucraina se vede, afectează țările din Europa, da, înainte de orice. Americanii sunt departe de conflict. Războiul din Ucraina are drept consecință, poate că avea și drept scop o diminuarea potențialului economic al Europei. Păi asta spun. Da. Și care sunt liderii pe care îi vezi în momentul ăsta să facă față, cel puțin, vremurilor pe care le trăim? Zi-mi unul singur. Dumnezeu, dacă era un Charles de Gaulle astăzi, dacă era poate un Tony Blair, poate dacă era Margaret Thatcher, păi, asta e una, Europa avea alte reacții. Da. Da? Vezi alt comportament. Schulz, vezi în noul prim-ministru al Marii Britanii, vezi în cine? În Macron vezi că poate să fie niște lideri care să facă față vremurilor? Dom'le, Franța are deja problemele ei. Eu nu sunt expert în nicio probleme. Nu, dar spun că... Europene nu sunt mare iubitor de frământările nemțești și de cele franceze. Sunt mult mai atent la ce se întâmplă în România. Dar să știi că Franța are niște probleme uriașe și principala problemă care ține de suveranitatea Franței, o pătură de intelectual și o mare parte a populației, susține și se bate pentru un Frexit și pentru o suveranitate a Franței. Și mai e discuția până când... Uniunea Europeană, la când ciorbă, ajutăm, la ghiveci, Franța își pierde identitatea. Numai și asta, marea până, cultură franceză... Până când ajutăm Ucraina? Că se pune tot mai des întrebarea asta. La nivelul Uniunii Europene. La nivelul... Sunt țări care spun că nu trebuie să Uniunea Europeană să mai dea bani acolo. Marius, eu nu știu răspunsul. Dar acest lucru ar trebui discutat cu populația, membrii guvernului, președintele. Ar trebui să fie parte în tot felul de dezbateri publice. E un lucru pentru simplu. Că altfel populația corect. Începe să total murie, de acord cu tine. Nu mai înghite, nu mai se simte în toate că populația o nemulțumire a populației. O lipsă de comunicare. Noi nu suntem decât niște... Apărem, că poate nu suntem, dar eu sunt convins că așa și este. Suntem niște executanți al unor ordine pe care, strategice, unor mișcări strategice care... Bun, și în România ce se întâmplă? Că ai zis că tu nu știi, adică nu te interesează în primul rând ce se întâmplă în România. Politic, economic, ce se întâmplă în România? Care este analiza ta din momentul ăsta? România în afară de faptul că vezi... O incapacitate ne concentra pe mize mari și puternice. Noi nu depășim subiecte de genul pensiile, da, prețul la curent, pe care oricum... Astea sunt singurele teme dezbătute, da, în ultima vreme. Păi da, și vizita lui Musk la... Bun, asta, ca să mai avem un subiect pe care să-l tocăm arată, în fie... Asta arată cum suntem, Cornel. Că odată că nu ai proiecte, nu ai strategii și nu discută nimeni despre asta, nu există oameni care să discute. De la Academia Română, Guvernul României, Parlament, dar România toată este scufundată într-un fake news, cum a fost ăsta cu Elon Musk, și nimeni nu a discutat nimic. Adică politicienii s-au uitat și ei la televizor să vadă dacă a venit Musk și cu Angelina Jolie. Nu te supăra, Academia e într-o altă situație nefericită, pentru că este instituția... De mare onorabilitate a României și care nu există în piață. Ea se reduce la o simplă împărțire de mici privilegii și favoruri și titluri și diplome. România este... Mai sunt, să spun așa, există, anumite secțiuni care ale Academiei. Nu contează, nu mai sunt în societate. Adică nu se văd, nu ies la suprafață. Și un punctele lor de vedere... Nu mai contează, nu mai au greutate. Greutatea au recompensele lor și bucuriile și liniștea lor. Bun, hai să te întreb altfel. Nu e o contribuție a lor la mizele mari
în acest moment. Vorbim despre suveranism. Am început cu asta, da? Spune și mie, în ce măsură este reprezentat acest suveranism pe scena politică românească? Mergem până la, spune, care sunt partidele. La ora asta niciunul. Bun, și atunci dacă noi românii se gândesc din ce în ce mai mult... Da, te rog. Am putea crede sau ne-am putea amăgi crezând că AUR ar reprezenta asta. Nu te supăra. Un hau-hau patriotic... Te-am întrebat, da. Așa, nu, eu îți spun după părerea mea. Da. Un hau-hau patriotic, fără un proiect serios, articulat, care se bucure de expertiză, de sprijin, de credibilitate în rândul populației, nu are nicio valoare. Toți suntem patrioși, toți știm să le cităm poezii frumoase din literatura tot românească. Tot iubim România și așa mai departe. Da, ok, da. Dar fără un proiect, fără o mișcare, fără un partid solid, păi da, sunt vreo 50 de partide acum care... Nu, vreo 50, bun, vorbeai de discursul lui Helvig, vorbeai de discursul lui Dudu Ionescu, vorbim despre suveranism. Sunt unul singur. E aceeași, Voce. Voce și aceeași comandă. Aceeași comandă. Bun. Și care e ideea? De ce aceste discursuri? Pentru că se simte acest curent al suveranismului. Și românii vor să reușească prin ei. L-ar aduna fiecare, l-ar lua în velă, l-ar lua cum. În pânze. Nu, în discurs numai. În discurs. Pentru că niciunul nu... Spune-mi tu un partid care are un proiect adecvat și credibil pentru țară. Așa cum a avut Meloni în Italia. Meloni a venit cu un program foarte clar, exact în ideea asta suveranistă. La noi nu există în momentul ăsta și de-aia te întreb. Dacă tu vezi că oamenii vor să se întoarcă la tradiții, la identitate, nu, să reușească... Nu se întoarcă, la unii nu te poți întoarce. Să le folosești, să le integreze la ele. În secolul 21 acum, și da? Și să le reprezinți interesele și până la urmă... Bun, și cine să reprezinte interesele acestor oameni? Pentru că, într-adevăr, în sondaje arată că e o populație, da, 50-60, poate mai mult la sută, care merge în direcția asta. Cine o să le reprezinte lor interesele? E o întrebare, nu? Pentru că spui că partidele actuale nici vorbă să facă asta. Să încerce partidele, da, te rog. PSD-ul este un partid mai aproape de oamenii de vârsta a doua și a treia. Așa. În vreme ce USR-ul și liberalii încearcă, dar mai ales... Liberalii sunt tot acolo, nu e, cred că e mare diferență. Da, nu e diferență mare, dar oricum încearcă să prindă nou val din populație. Ca vârstă. Adică crezi că partidele astea ar trebui să-și adapteze, să-și o parte din programele lor, mai ales pentru alegerile din 2024, să conțină elemente de suveranism, de felul ăsta? Părerea mea este că ar fi normal, e o presiune deja publică, dar e treaba lor. În ce măsură sunt capabili să... Sau crezi, nu te întreb întâmplător, sau crezi că o să apară o formațiune sau poate două formațiuni care să Mai apară 10, Marius. Din trei oameni care fac un text și își fac un plan de măsuri cu linioare, dar nu iese nimica. E nevoie aici de o reuniune, de un proiect, personalități, de un proiect, de o mobilizare conștientă, pentru că suntem într-o situație de criză. De criză identitară, de criză de încredere, de părerea mea inclusiv de o criză la pragul unei mari crize economice. Da? Nu se rezolvă cu trei tipi care, hai să facem și noi partid. Păi da, sunt toți. Uită-te tu. Ce face Orban? L-ai văzut pe Orban în ultima vreme apărând, vorbind ceva în afară de înjurături la PNL? Că el încă a rămas se acolo, crede, da. E la ușa de ieșire de la Congres și trebuie să le zică la a rămas încremenit acolo în așa. Timp. Da. Viorica Dăncilă are și ea un partid. Are un partid sau intră sau îl face, nici nu știu. Dar care e ideea cu care vrea să... Hai, domnule, da. Nu spun că există. Bă, toată lumea își face partid ca și cum și-ar face o trotinetă, se duce la coace și ia trotineta cu care poate să ajungă mai departe. Nu merge așa. Nu le folosește la nimic. Cioloș are și el un partiduleț. Bă, dar câte sunt? Nu, mă pui în situația să fac un efort de memorie. Să vezi câte sunt și câte... Și care nu înseamnă nimic. Nu... Bun. Ce reprezintă? În afara dorinței lor de afirmare și de a ajunge la putere sau la o mică toartă de putere de care să se țină, ce vor ei? Da, ce sunt stare? Una peste alta tu spui, doamne, vine și o nepaște, e aproape o criză economică. Cine rezolvă? Dar cine e în piept? Cine se gândește la această criză economică? Iată-mă. Nimeni, toată lumea zice să ni se dea, că inclusiv populația trăiește cu această
sub această presiune nebună, să primească. De unde? Păi, să ia de la bogat și să împrumutăm. Nu e treaba, dar să-l ni se dea. Eu trăim într-o situație cumplită în care ne cârpim cu tot felul de soluții care nu ne duc nicăieri. Nu ne duc departe, sigur. Și președintele? Nu are habar, nici nu-i pasă, el nu există. Știi unde e acum? La căldură, la cald. Da, la Sharm el-Sheikh. Unde e drept un mare forum internațional dedicat schimbărilor climatice, unde el a vorbit despre... Despre? Spune-o că m-am văzut acum pe știri. Despre? Despre RoAlert. Eu am crezut că vorbește despre educație. Despre a mai fost odată la Națiunile Unite și a participat la o dezbatere, la o masă rotundă, ceva tot cu educația, de care el oricum este foarte... Păi și ce legătură are? În cazul unor calamități, nu știu ce... Da. RoAlert, probabil e partea cum să fugi din România educată. Poftim? Cum să te păzești, cum să fugi din România educată. Deci nu mai fugi de urși, ci fugi de România educată. Nu. Deci președintele este... Până la urmă, nu trebuie să facă, dar trebuie să mobilizeze. La ce ne-a mobilizat? Care sunt marile direcții, marile proiecte care... În afară de îngroparea și înfundarea PSD-ului, care nu i-a ieșit. România educată nu i-a ieșit. Care mai știi? Păi nu. Țara proiectul ratate. Care proiecte? Păi a fost doar România educată. Cel mai mare proiect al lui a fost, și a zis după primul mandat, este că a scos PSD de la guvernare. Numai că acum un alt mare proiect reușit al lui, că a dus din nou PSD la guvernare. Nu, dar e ceea ce...